O să vă captăm un pic atenția și pe urmă promitem că nu vă ținem mult la faza asta de... introducere. Ca în fiecare an, de 10 ani încoace, ne-am străduit cumva să realizăm o colaborare cu Consiliul Local și Primăria Piatra Neamț, materializată în această expoziție care cumva deschide seria de acțiuni culturale și evenimente prilejuite de zilele orașului. Este o expoziție care cuprinde un număr de 17 artiști membri ai filialei noastre. Surprinde aspecte din viața, monumentele arhitecturale, oameni deosebiți ai urbei și modul în care cei 17 au văzut și au conceput această venire în fața publicului și a dumneavoastră. Expoziția va fi deschisă până la sfârșitul lunii, iar despre fiecare în parte, ori pe grupuri, ori pe căprării, va vorbi domnul critic de artă Lucian Strochi. Microfoanele se înmulțesc, ceea ce e bine, suntem ascultați, numai că nu de cine trebuie. Am să încep această plonjare în lucrările prietenilor noștri cu altceva, cu, dacă vreți, un modest protest. Aflat în Olanda cu ceva ani în urmă, am remarcat la toate ferestrele două portrete în doliu. Mi-am imaginat că, probabil într-un accident aviatic sau rutier, două persoane au murit. Bănuiam eu destul de importante de vreme ce erau, repet, pe toate geamurile. Am cerut lămuriri și mi s-a spus că e vorba de doi deputați olandezi care luaseră apărarea americanilor în războiul din Golf. Majoritatea olandezilor erau împotriva intervenției americane, cei doi s-au pronunțat pro. Și atunci
poporul olandez i-a pedepsit, pur și simplu punându-i în doliu, și cu siguranță n-au mai fost realeși. De ce această introducere? Aflu cu tristețe că două din lucrurile de tradiție în arta plastică nemțeană au toate șansele să dispară. Sper să fie un zvon neconfirmat. Mă refer în primul rând la Bienală. Era un racord al Neamțului cu toate centrele importante culturale, plastice din țară. Veneau oameni din Bihor, din Timișoara, din Cluj, din Bistrița, din de unde vreți și de unde nu vreți. La un moment dat chiar se încerca să internaționalizarea acestei bienale și aflu că din dispozițiile unei tovarășe nu se mai poate ține, întrucât nu știu ce criterii, punctaje și așa mai departe. Ștefan Potov spunea că această expoziție deschide zilele municipiului, zilele orașului și probabil se va încheia cu un foarte mare act cultural aceste zile cu un foc de artificii. Pentru că întrebând odată, bun, dar pentru cultură nu se alocă niște fonduri, mi s-au spus, ba da, artificii. Ca tare, nu avem ce discuta. La fel, o tabără care promitea foarte mult, tabăra de la Tazlău, și am chiar câteva mostre semnate Lucian Tudorache, a dispărut, nu a fost considerată probabil rentabilă și cum e de fapt arta plastică. Spuneam că e vorba doar de un mic protest. Citeam pe afiș în colaborare cu și colaborarea e din partea noastră, că, adică e numai elaborare. Colaborarea nu mai e pentru că nu văd niciun reprezentant al primăriei. Știu că în perioada asta sunt foarte multe lucruri importante, dar de vreme ce încep zilele orașului, s-ar fi convenit ca măcar o secretar, dacă nu un viceprimar sau un primar, să fi fost prezente, măcar așa să spună că da, se pictează și la Piatra Neamț. Și acum despre expoziție. Sigur, când e vorba de o expoziție în care expun 17 artiști total diferiți, cu mijloace de expresie mergând de la o fotografie prelucrată până la, iată, această piatră pe care am văzut cât de greu o îmblânzea Lucian Tudorache astăvară, trecând prin uleiuri. Sigur că e foarte greu să găsești un ce comun. Și atunci, într-adevăr, voi lucra pe grupuri. Am să încep cu portretele și spre cinstea lor, acele laudatio, pentru că sunt portrete ale contemporanilor noștri, două dintre ele se referă la o mare personalitate a culturii noastre, și anume profesorul Constantin Tomșa. E o lucrare semnată de Mircea Răzvan Ceacâru, e o lucrare semnată de Ștefan Potov. Bineînțeles că la un moment dat am încercat un joc și am spus că de fapt nu e Constantin Tomșa, ci Luigi Bodo, întrucât semănau măcar prin barbă, dar nu, artiștii s-au respectat și atunci s-au onorat între ei. Iarăși e prezent într-un portret într-adevăr emblematic profesorul, directorul Colegiului Național Petru Rareș, dacă vreți și deputatul ocazional profesorul Mihai Mancaș,
într-o lucrare cu adevărat deosebită. Și acum, într-o ordine absolut aleatorie, să vorbim despre câteva biruințe. În iarnă, prin februarie, când apar Ghiocei și pictorul Vadana, remarcam tinerețea decanului de vârstă și remarcam câteva realizări deosebite. Iată că și acum e o lucrare care îți iese în ochi, acele măști, zmeie sau alte realități. Evident, și o altă lucrare, una din celebrele sale cascade. Ca noutate, nu pentru mine, nu pentru majoritatea, dar pentru unii, sunt acoarelele lui Arcadie Răileanu. Ne obișnuise la un moment dat cu un monumental pe care doar el știa să-l impună, un monumental cu culori foarte vii, cu asta și impresionat, când a venit prima dată spre noi, din Moldova, de dincolo de Prut. Ei bine, de data aceasta, lângă Mircea Zaharia, un, dacă vreți, un, cum să fi zic, un triptic de patru, nu? Așa, ca să fie, pentru că, într-adevăr, primele trei se leagă foarte multe, celelalte, cealaltă lucrare, a patra, într-adevăr, îl trădează pe Arcadie, pictorul monumental. Timid, mult prea timid, cunoscându-l foarte bine, pentru că, între altele, mi-a ilustrat excelent trei cărți cu alfabetul animalelor, e prietenul George Romilă cu o singură lucrare. Îl aștept cu mai multe, îl aștept cu o personală de foarte multă vreme. Are lucrări extrem de valoroase, dar are acest păcat extraordinar al unei timidități, aș spune iautiene, ca să mă refer la un alt pictor, la Ștefan Iaută, care vine cu câte o lucrare timidă și astăzi, întrebându-l, mi-a spus, nu, pe 1 septembrie voi avea o personală. Să o vedem și pe asta. Deci, cu ocazia asta v-am trimis visul unei nopți de iarnă în vară la această hibernală a pictorului Iaută, acolo undeva în colț. O lucrare cu adevărat surprinzătoare și care mărturisesc chiar m-a impresionat, deși nu sunt foarte impresionabil în ultimul timp, este cea a prietenului Mihai Agape. O lucrare care îl esențializează până spre monocromie. Este un, aș spune, un Mihai Agape pur. Mai mult de atât nu cred că poate. A ajuns la esența esențelor. Pur și simplu, aș spune că seamănă cu o noapte arabă în care chipurile se topesc în trunchiuri, în frunze și se recompun. Ghicim un chip de femeie care devine brazdă, care devine alma mater, care devine terra, geia sau tot ce vreți, deci un imn al feminității. După cum, prietenul său cu care este adesea confundat, pentru că e apropierea asta de nume, Cimi Agape, Cimi Agache, deci îi răspunde cu o foarte frumoasă lucrare, extrem de fin elaborată, mărturisesc că nu știu cum a protejat-o, pentru că strălucirea mi se pare puțin nefirească, dar extrem de echilibrată și mi-aduceam aminte succesul pe care l-a avut la Budapesta cu trei asemenea lucrări. Culmea, cei care au apreciat cel mai mult lucrările erau italienii, nu ungurii, nu românii, prezenți în număr foarte mare, ci italienii se spunea, da, este un maestru. Cu două lucrări
absolut miniaturale. Inconfundabilul Laurențiu din Mișcă, care, mărturisesc, m-a impresionat mai mult prin personajele sale sud-americane, tip Botero sau altceva, decât cu aceste miniaturi, dar care au meritul că îl fac oricând recunoscibil. Vine, ajungem la o artistă care știe să valorifice foarte bine fotografia și vreau să ne amintim că, până la urmă, fotografia nu e o artă doar a simplei reproduceri, ci, până la urmă, are un nume foarte frumos, de la fotos, care înseamnă lumină, și grafein, a scrie cu lumină, e un lucru absolut deosebit și reușește, de data asta, foarte convingător să ne arate că, până la urmă, între fotografii, fie color, fie al negru, nu există nicio diferență, pot deveni artă, contează foarte mult unghiul. Asta nu înseamnă că, de pildă, iarăși George Romila nu este un excelent fotograf și n-ar putea să vină și el cu asemenea propuneri. Două lucrări ale lui Dinu Huminiuc. Sigur, prezent astăzi, nu pe simeze, ci în sală, prin replica sa feminină, prin doamna Huminiuc, pe care o salutăm. Se pare că femeile sunt mai îndrăgostite de artă, dar ce să-i faci, și arta e feminină și trebuie iubită. Acum, evident, să-i dăm lui Bezem ce e a lui Bezem și să spunem că, iată, turnul lui Ștefan și încă trei naturi statice îi aparțin. Mereu aceleași flori și mereu altele. Se schimbă vasele. Cineva spunea că are un singur vas și că ar trebui ca Mihaela să schimbe vasul, să poată picta și altceva, pentru că apare același vas și, evident, mitică Bezem, în criză de vase, îl face uneori albastru, uneori alb, uneori ceruleum și așa mai departe. Se joacă. Un nume necuprins pe afișul expoziției, dar prezent și în tabără și în viața plastică nemțeană, tot mai pregnant și tinzând să fie o voce unică, este Lucian Gogu Craiu, din păcate cu o singură lucrare, aceeași invitație, îl așteptăm cu personale, pentru că poate, are talent, are imaginație, are realizări, până la urmă. În fine, iată-l pe Ciprian Istrate cu un decupaj care este caracteristic. Acum 30 de ani el picta la fel, numai că atunci picta fresce. Acum, decupând acele fresce, ne oferă un portret contemporan. Dar dacă vă uitați cu atenție, acea coafură mi-aduce aminte de o celebră lucrare a lui Gainsborough. Exact, numai că la Gainsborough era mult mai amplă. N-aș vrea să trecem peste lucrarea lui Romanescu, care e foarte curajoasă, foarte neobișnuită pentru el. El fiind un citadin, de data asta ni se prezintă într-o ipostază rurală. Și, în fine, o lucrare iarăși inconfundabilă, iarăși marca Mircea Răzvan Ceacăru, ultima. O văd doar în prin atingere, dar cu siguranță îi aparține. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva, posibil. Mircea deja dă semne de satisfacție.
Da. Așa încât îmi alătur zâmbetului domnului Bunghez și vă mulțumesc tuturor că, sfidând poziția unor autorități care au devenit ilustre prin absență, ați venit totuși să fiți alături dintr-o solidaritate culturală, intelectuală și nu numai, cu prietenii dumneavoastră pictori, cei care nu uită să aprindă flacăra culturii și în acest oraș, din ce în ce mai văduvit la acest capitol. Vă mulțumesc! Yeah.